această dată cerul... pe sus. O iau pe sus de aici. Dar ce știți, în partea cea... E. Cum e la... Nu? Ai ajuns la Monion? Thank you.
presa asta, cred că ar trebui. Fotografiați-l proprietarul. Ce să se mai întâmple? Uite ce s-a întâmplat. Uite, nici în sobă, sapă în sobă. Și toale și tot, nu mai este un păpuc, nu mai un ăla, nu mai lemne, nu mai nimic, totul luat. Ca așa ceva, am 70 de ani, dar așa ceva nu a fost de când mis. De când mis eu așa ceva nu a fost. Și cu drumurile ăștia, nu numai cu ploia, și cu drumurile, că s-a stupat și toate zanțurile, nu merge apa. Apa trebuia să la vale. Acum 3 ore am cumpărat o pompă din Reșița, să trag din pivniță. Asta e viața. Asta e viața. La ei că sunt la vale, e greu, stau mai sus. Dar problema, știți care este? N-avem gospodari. Uite. Puișuri, băi, s-a mat. Uite, nu-mi pe niciun. Nu-i apă mai tare. Ce se întâmplă cu necazul ăsta, cu ploaia asta? O intrat în grădină, o intrat și în... în curte, au intrat în bucătărie mobila, cred că e praf. Ce să zicem, natură de la Dumnezeu, ce să putem face? Ne chinuim cu mătrurile să scoatem apa din curte, dar n-avem nicio șansă. N-au fost pompieri? Nu, au fost nimeni până acum, dumneavoastră sunteți primii care sunteți aici. Animalele au pățit ceva? Găinile sunt moarte, sunt în grădină, acolo în partea alaltă sunt moarte. 30 de găini moarte toate. Ce să zic? E de la Dumnezeu și asta. Foarte rău. Foarte, fenomenal de rău. Așa ceva nu putem să mai să putem să mergem. De unde ai venit? Din Monium. Ei, și ați putut trece pe aici? Foarte greu. La revedere. Până aici e bine, dar mai încolo e problema. În Monium cum e? Ai intrat apa în curs? Nu. Acolo nu, dar la acolo e mare Bârzava, e până aproape sus la pod. Și pe aici, numai aici, e rău și după aia, după Monium, imediat. Spre Bocșa. Aha, spre Bocșa. Mașina nouă, cam la de tot,
Poate? La dumneavoastră ce s-a întâmplat? Cum e? Păi eu locuiesc aici, uitați casa acolo. A intrat apa în, în bucătărie, din bucătărie în spaiț, în spaiț în camere și așa mai departe. Și în final oamenii ăștia au venit cu o mașină, m-au ridicat și m-au salvat în vedeau. Vă lua apa. Și vecinii cum sunt? Vecinii sunt în spatele meu, în partea cealaltă. O intrat și la ei, nu știu dacă între timp o intrat și în casă. Da. Da, nu, eu sunt la epurare, ce-am avut inundații, am fost toată ziua prin oraș, probleme mari sunt în Luncă, vis-a-vis de poliție, apa care vine din Moroasa, a inundat zona strada Zadei, zona asta care a fost un pic mai jos și acum se duce un echipaj combinat de Aqua Caraș cu primărie să vadă despre ce e vorba acolo. Alte probleme grave au fost în Țărova, în zona Spalec, în zona industrială, dar acum s-au liniștit și acolo și o problemă foarte gravă a fost aici, în zona de stația de epurare și capătul Câlnicului de jos, unde Brzava a ieșit undeva la jumatea Câlnicului și a deversat spre șosea și acum am reușit să o reintroducem pe flux, să aducem înapoi în albia râului. Și încercăm acum la stația de epurare să decongestionăm zona de în aval de stația de epurare, pentru că dacă vă uitați și noastră vedeți că toate birourile, toată partea de comandă e sub apă, am oprit curentul aici și din fericire s-a oprit ploaia și sperăm să se retragă apele încet încet. Daunele le vom vedea în perioada următoare, în următoarele ore, ca să vedem ce măsuri luăm. Ce face frate? Păi stai că ăștia nu știu dacă ori găsi popa, mă, că-i înapoi. Hai de-ai capul meu. Deci nu vreau să mă gândesc ce ne așteaptă. Nu știu ce să ne așteaptă. Venea din Brzava, ne spăla aici. Da, ne rog. Da, da. Nu-i foarte Brzava, e foarte... Trebuie să ne ajut ușor, uite cât e apă de...